Da, dragilor. Deci, la înmulțirea a două paranteze, eu vreau să-mi intri în cap bine chestia asta, să înțeleg bine. Am ocazia să fac proba semenilor aici. Asta e tot foarte interesant. Deci vine, iau pe primul din paranteza asta și încep. Tu bați pe toți ceilalți. Adică cu mulțire, da? Îl mulțesc pe ăsta de primul loc cu toți cei din paranteza asta. După, până îi epuizez. Ia să vedem. A orice, A ce? A ori minus, plus A ori minus D, plus cu minus, minus. Minus AD, ăla am acolo. Nu are importanță că e pe doar adunare comutativă, deci nu e problemă. Am terminat pe A cu toți. B-ul acum. B orice. Bun. Plus B plus C. BC. Este cu plus BC. B ori minus D. Minus BD. Este. Asta era. Asta era. Acum știu. Cum se mulțesc două paranteze? Se ia primul termen din prima și se mulțesc cu toți ceilalți. Al doilea cu toți ceilalți. Să țin cont de legea semnului și gata. Și mi-apare rezultatul mulțirii. Vreți să vedeți că este rezultatul corect? Și eu sunt curios. Sunt curios din... nu se poate. Iau pe un model numeric. 5 minus 7 totul se mulțesc cu 3 minus 2. Cât face? 5 minus 7. Cât face 5 minus 7? Minus 2. Egal cu minus 2. Înmulțit cu 3 minus 2 face, scad din cel mai mare pe cel mai mic, stau semnul cel mai mare, face plus, înmulțit cu plus 1, cu 1, și face minus 2. Excelent! Hai să fac după tehnica asta. Iau pe 5 și mulțesc cu ăștia, iau pe așa. Ia să vedem dacă este același lucru. Dacă este, înseamnă că am făcut o treabă bună, dacă nu, stă în camera. Ce zic? 5 ori, egal tot aici spun, egal, să văd, cu emoții, 5 ori 3, 5 ori 3, plus cu minus, minus face, pun minusul, 5 ori 2, acum am terminat pe 5 cu ăștia am 2, da? Eu pe minus 7, minus 7 ori 3, deci unul cu plus, altul cu minus, face minus la mulțire, uite aici. Minus 7 ori 3, așa, minus 7 ori minus 2, minus cu minus la înmulțire face plus 7 ori 2, 7 ori 2, egal. Acum, apropie de final, ia să văd dacă cumva nu merge treaba, v-am spus, mă duc și mă ocup de Albine, deci dacă nu-mi dă rezultatul corect, mă duc cam de lucru și la Albine, dar am zis că e mai important. Știți ce? Mi s-a părut un moment foarte, foarte important, un moment sufletește. Am sosit la Stupina acum și mă uitam, mă gândeam, mergând pe drum, mă gândeam, zic, Doamne, copiii stând la ore acum, unii sunt atenți, alții nu sunt, învățătorul așa, nu la profesor la fel. Cum fac eu să mă adresez lor și să mă încarc și eu bateria, să am sentimentul că fac și eu lecții? Ei, ăsta e motivul. Atunci, 5 ori 3 fac 15, minus 5 ori 2, 5 ori 2 10, deci minus 10, minus 7 ori 3, minus 21, plus 14 și egal. Acum am numai operații între numere de anumire scădere, în ordinea în care apare el, dacă ar fi o mulțire, aș face mult. Iată că așa am făcut aici. Foarte bine, am ținut minte când tăi facă mulțire, da? Am făcut mulțirea asta, n-am zis 15 minus 5. Aia, aș fost o prostie. Când aș făcut, dacă a stat toată în paranteză, aș fost. Deci 15, 10, 21, 14. 15 minus 10, 5. Dau semnul cel mai mare. 5. Deci de aici îmi face 5. Minus 21. 5 minus 21. 5 minus 21. Plus 14. Egal.
Egală. 5 minus 21, cât face? Dintre cei doi, cel mai puternic e 21. Pun minusul, că-i spun semnul său. Așa am zis la adunare. Face? Ia să vedem. 5-21. Cât face 5-21? Minus 16. Sigur că da. 16 plus 14. Și iarăși, unul așa și unul alt așa, mai puternic e 16. Face minus. 16 scăzut 14. 2. Minus 2. Rezultatul este același. Extraordinar. Gata, am învins. Ce mă bucur. Vă zic că este bună, e deșteaptă ideea asta. Eu pe ăsta cu toți, celălalt cu toți, și în loc să... Mult mai repede fac, dacă sunt numere, fac calcul din fiecare paranteză și prima mulțește. Dar invers am muncit foarte mult. Dar așa se poate face înmulțirea a două paranteze. Mai copii, păi dacă am pus la punct înmulțirea a două paranteze, păi sunt grozav. Acum, ca să exersați acasă pe semne, iată și vă sfătul eu. Să învățați bine, că cu asta trebuie. Toți cei care aveți greutăți la semnul algebră, mergeți după rețeta Ursu. Dacă... Și stați cu chestiile astea în față, cu tabela așa, cu... Și mai avem o treabă de făcut. Termeni asemenea. Ce înseamnă că termenii sunt asemenea? Termen asemenea. Doi termeni să zic că sunt asemeni, dacă au aceeași litere în componența lor. A, dar nu, că n-am pregătit ceva. Iertați-mă. Eu vreau să o iau metod, să o iau jos, atent. Bun. La înmulțire, mă întorc un pic. Mă întorc. La înmulțire, când am descris așa, 2 ori 2 ori 2. În loc să scriu 2 ori 2 ori 2 cârdul ăsta, pot să fac acest lucru în felul următor. Un alt mod de a scrie 2 ori 2 ori 2 este 2 la a treia. Deci, se scrie înmulțirea asta repetată cu aceiași factori, nu? Acum factor se numesc, da. Aceiași factori la mulțire, copiind o singură dată și indicăm sus aici de câte ori se repetă respectiv. Deci 2 la 3 înseamnă 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. El ar face cât? Nu fac 2 ori 3, 6, cum spun mereu elevii, ce mă oboseau. Cât fac mă 2 la 3? 6. Păi cât zic 2 ori 2 ori 2 de 3 ori? 2 ori 2, 4 ori 2, 8. 8. Asta e corect. Ei spunea 2 ori 3, 6. Hai, Doamne, ce mă oboseau chestia asta. Păi știi de ce spuneau așa? Pentru că nu aveau înțeles ce înseamnă 2 la 3. Deci el nu a înțeles niciodată. Profesorul când i-a predat 2 la 3, nu i-a spus chestia asta. Deci, mă, ăsta de... Cheamă puterea asta, da? Putere. Putere. Care are, ca exprimare, forma asta, două componente. Bază și exponent. Bază. Exponent. Exponent. Baza, în cazul de față, este 2 și exponentul este 3. Asta e foarte, foarte important să înțelegem. Iar exponentul îmi indică de câte ori înmulțesc prin ea însăși baza. De câte ori înmulțesc. Deci asta e foarte, foarte clar și trebuie să vă fie bine întipărit în minte că așa stau lucrurile. Ei, dragilor, ați înțeles că o putere, când zic A la a treia înseamnă că A este în înțelegerea mea că A se mulțește de 3 ori. Prin A ori A ori A. Așa trebuie să înțeleg A la a treia. Când zic A la a șaptea înseamnă A ori A ori A ori A ori A ori A de 7 ori. Deci exponentul indică de câte ori se mulțește baza prin ea însăși. Însăși. Cum fac acum? Ce vreau să fac? Așa, vreau să trec la cealaltă lecție. Da.